Da, nici aveam carte sau altceva. Câte magazine ai scris anul trecut? Cât a fost să scrisă magazine? Anul trecut au fost peste 120. Și anul ăsta câte ai deja sau estimezi că vei avea? Anul ăsta sunt vreo 40 plus preînscrise, adică sunt magazine la care... Ok, am făcut un test anul ăsta. Am pus să vedem câte magazine au încredere în noi până când să lansăm să ai focare și să le spunem, știi, asta sunt criteriile de jurizare, asta se întâmplă. Ha, și s-au înscris 40 plus. Acum îți dai seama ce n-aș face să le spui, vai, dar criteriul ăla e nasul. Da, sunt 40 plus înscris acum, să sperăm că depășim numărul de anul trecut. Nu știu. Așa, eu am încredere. Câți dintre voi ați fost până acum înscriși la Gala, ca magazin? Câți ați participat la Gala Premiilor în e-commerce? Iana, da. Am un magazin. Ok. Vă recomand. Vă recomand. Și vă recomand să mergeți și vă recomand, dacă vă propune Andrei vreodată, să acceptați să fiți membru în juriu. Poate și a doua oară. Este o școală fantastică și pentru magazine, și pentru membrii jurului. Criteriile, apropo de ce spuneam mai devreme, sunt fantastice. Nu știu cum ați avut răbdarea să le faceți, dar sunt chiar foarte miștoși. Dar e nasol că sunt multe, e complicat de făcut, dar ca membru un juriu care crezi că și, mă rog, teoretic te pricepi un pic la e-commerce și la online. Când încep te uiți prin ea, nu te pricepi chiar atât de bine și mai trebuie să mai înveți. Dar, by all means, adică și vă spun asta, dar am jurizat 2 ani, cred, sau 2. Că altă nu pune, n-am mai avut timp și am dat ocazia altora mai tine să se învețe. Ok, tu ai foaia cu agenda sau îți dau... Da, sau e acolo? Te las pe tine să prezinți invitația, mersi încă o dată că ai acceptat să moderezi. Sigur, și mulțumesc mult de tot. Și te las și microfonul. Și Roxane, e prima oară când sunt la o întâlnire de genul ăsta. N-am mai fost până acum, rușine să-mi fie. Nicile două parale n-am fost niciodată. N-aș fa. E bine că ai venit. Mulțumesc mult de invitație. Ce nu știu eu și nu mă pricep la fel de bine ca voi în ceea ce înseamnă afiliere și așa mai departe, dar în primul rând aș fi vrut să știu aici, în sală, câți advertiseri sunt și câți afiliați sunt. Deci, acolo, advertiser afiliat, da? Deci, hai întâi advertiser, mâna sus. Ok, și afiliați, restul. Suntem cam 50-50, în principiu. Ok, încă o dată mulțumesc pentru invitație. Recunosc că este un domeniu care mă interesează în mod deosebit, tocmai pentru că, până acum, cu toată experiența noastră de Gala Premiilor e-commerce, categoria asta de Home & Deco, până de curând, nu a fost foarte dezvoltată. Și, într-adevăr, în ultima perioadă, un an și jumătate, sper să nu greșesc, un an jumătate spre doi, iar, de când am intrat destul de mulți jucători în piață, am văzut că e o piață într-o creștere vertiginoasă. Așadar, eu învăț alături de voi astăzi, mă interesează domeniul și dacă aveți întrebări și așa mai departe, tot timpul le puteți spune. Ok, din câte am înțeles, astăzi i-am alături de mine pe Alexandru Ioniță, dacă a ajuns, Vivre. N-a ajuns. Ok. Deci nu l-avem alături de noi pe Alexandru, deocamdată. Pe Diana Chivu, de la For Interior. Nu știu, Dorin, cum se procedează. Te rog, aici alături de mine. Da, da, da. Vă rugăm, nu ați rog. Te rog, Diana. Așa. Ok. Poți să stai unde vrei, nu e o problemă. Pe Alina Simion, în calitate de afiliat, da, de la Internet Corp. Și pe Tudor Boatcă, sper că n-am greșit. E cu diacritică, da? Tot în calitate de afiliat. Nu știu dacă microfonul ăsta funcționează, dacă da, nu... Da. Da? E ok? Ca să nu... să mai pasăm de colo. Colegi, un pic de rog. Schimb puțin eu și de aceea un pic. Da. Avem o înlocuire de ultimă oră în echipa advertiserilor, ca să nu fie dezechilibrată situația acolo. Nu este chiar categoria principală care activează Trosuis. Dar au produse multe și bune și are experiență foarte bună în afiliere Mihai Petrov aici de față, care mulțumim că a acceptat așa în ultimul moment da, să participe. Mersi. Mersi, pe aici. Ok, că vorbeam despre chestia asta de cum s-a dezvoltat în momentul ăsta piața de Home & Deco. Tocmai asta vreau să, cu asta aș vrea să încep în momentul ăsta și este o întrebare adresată advertiserilor, magazinelor online. În acest moment, cât de mare e piața? Cum a crescut în ultima perioadă și mai ales de ce a crescut? Adică, care ar fi cauza acestei evoluții? Te rog, Diana. Okay. Acum? Da.
suntem în continuare un magazin mic. Însă, cred eu, cunoscut în targetul pe care îl țintim. Dacă înainte publicul nu era obișnuit să caute pe Google lingerie de pat, noi am făcut tot fel de artificii, inclusiv targetam cuvinte cheie, cadou, amantă sau tot altceva decât cuvântul zile sau produsele pe care le vindeam noi. Apariția marilor magazine, concurenții noștri care de fapt noi, pe care de fapt îi considerăm parteneri, au făcut posibilă creșterea încrederii în produsele cumpărate de pe internet. Cumva publicul a fost alertat. Uitați-vă că pe internet puteți cumpăra și puteți achiziționa și alte produse, chiar și produse pe care de multe ori clienții doresc să le picoie. Adică primim telefoane, mail-uri, unde eu cum pot să picoie acea lingerie de pat. Ei bine, prin legislația pe care funcționăm și politica fiecarei companii, avem acel sistem de retur al produsului și cumva aceasta este garanția noastră a tuturor. Clienții au o credere pentru că știu că pot returna produsele care nu corespund din punct de vedere al calității și nu numai. Este un domeniu care ține foarte mult de asortare, de ambientare. Cumva ne lovim de anumite criterii și primim retururi. Credeam că este un mod mai deschis și peretele este un mod mai închis. Adică este un domeniu destul de frumos, nouă ne place, pentru că ne place să decorăm și considerăm că fiecare client al nostru este de fapt nu un client al magazinului, ci un client al nostru ca și consultanți de design interior. Ok, mulțumesc. Și vreau să bănesc întrebarea, adică întrebarea o să fie valabilă pentru amândoi. Vreau să întreb, în momentul ăsta, din câte înțeleg eu, Diana, la tine cel puțin, pe magazinul tău, se vând cel mai bine lingerii de pat, că ai vorbit despre ele? Da, sau... vorbesc despre ele pentru că sunt cele mai bine vândute produse. Avem și o gamă foarte mare de 500 de modele care se diversifică pe zi ce trece. Încercăm să selectăm cumva brandurile și să ne poziționăm pe o gamă de produse medii și high class. Se vând foarte bine și este un cont pe care îl dau afiliaților noștri. Pot promova și vor avea rezultate, noi avem, pot promova lingeriile de lux, lingeriile de la brandul Valeron, lingerii care pornesc de la 1000 până la 2000 de lei. Ok. Hai să vedem ce alte produse, te rog, ce alte produse din categoria asta mare, Omenteco, până la noi e o categorie super mare, ce altceva se vinde în principiu online, cel mai bine? Ok. Noi vindem, de exemplu, bine, în momentul de față, fețe de pernă, puse pentru canapele și avem pentru afiliați un feed cu top 20 de produse de articole de casă, special cu cele mai bune produse vândute în ultima lună. Evident, avem și un feed pentru articole de casă, pentru toate produsele. Ok, dar obiecte, să zicem, de mobilier sau chestiuni de genul ăsta se cumpără online? Întreb. Se cumpără, numai că noi nu vindem. Numai că voi nu vindeți. Noi ne ocupăm în special de partea de textile. Și e listată la noi ca articole pentru casă. Ok, am înțeles. Și în cazul vostru al afiliaților, să zic așa, care sunt tipurile de produse care sunt cele mai potrivite pentru voi pentru a face bani, pentru a le vinde online? În general, noi ne concentrăm promovarea produselor pe... Se aude mai bine? Da. Pe produsele mici, elementele decorative, gen cutii, organizatoare, lingerii, și lingerii, dar se ajung la și la comenzi mari care se par fi mobilă. Adică, oricum, din punctul meu de vedere, cred că e mult mai ușor să recomanzi unui client un produs care
la un preț relativ mai mic și să lași oarecum pe el să aleagă dacă vrea comanda să fie mai mare sau de o valoare mai mică. Ok. Și la tine? Bună seara. Idealul cred că cel mai bine să vând textile de casă. Am orice fel de modele. Într-adevăr, lingerie e produsul care se vinde cel mai bine. Accesorii de bucătărie, iar este o nișă care... eu nu am promovat efectiv accesorii bucătărie, dar se vând accesorii promovând produsele de fond de com, adică asta e ca surpriza. Cel mai mare comision a fost din accesorii de bucătărie, a fost o trusă la câmpuri de bucătărie în valoare de 3.500 de lei. Și a cumpărat cineva o sedă de trusă. Asta a fost o surpriză. De asemenea, micul mobilier se vinde. Am făcut teste și pe mobilier. Am încercat să promovez mai serios mobilierul, dar tind să cred că, în general, mobilierul nu este genul de produs care poți să-l dispun la filiere, deoarece majoritatea tranzacțiilor cred că se finalizează cu un telefon și cu o vizită la un show. Micul mobilier poate. Exact asta vreau. Și de asta, adică am promovat interes anul trecut o firmă de mobilier, chiar cu gândul ca să văd, trebuie să se vândă ceva, adică prin recomandări prin asta și nu m-a reușit. În schimb, anul ăsta am reușit ca să promovez mobilierul prin afiliații de pe două paralel, de rame de vară sau ceva de genul ăsta, sau produs, care chiar se pot vinde. Adică ăla e un magazin cu care se vinde, se poate încerca să-i vândă mobilier. Ok. Mulțumesc. Vreau să mă întorc un pic tot la magazinele online. Să-ți spuneți, de fapt, e o întrebare comună. Există, sau e la modă în momentul ăsta, acel magazin online de tip flash sales. Da? Cum e bine? Adică pe tipul ăsta de club exclusivist în care trebuie să te înregistrezi, vinzi și așa mai departe, cumperi și așa mai departe. Care este diferența sau care ar fi avantaje, dezavantaje versus un magazin online clasic? Da? Care nu necesită un cont acolo sau o invitație acolo. Voi de ce alegeți varianta asta, de exemplu? Noi am ales varianta magazinului tradițional 1, pentru că cu 5 ani nu se începe de flash sales. Nu vrem să trecem în flash sales, deși avem și noi câteva campanii de reduceri care țin doar 5 zile, însă nu ne bazăm pe abonare pentru a vedea aceste promoții. Noi ne bazăm mai mult pe planificarea pe care o face clientul. Atunci când își alege obiecte de decor și de amenajare, încearcă să planifice și să și le pună pe hârtie, să reușească să creeze un ambient și o decorare interioară. Cred că produsele care se vând foarte bine în flash sales. Nu am informații, nu știu dacă ar fi fost Andrei la Vibre, mi-ar fi răspuns. Posibil să se vândă produsele decorative mici. Pe când noi vindem și corpul de iluminat, este a doua gamă pe care noi o vindem, și clienții care cumpără corpul de iluminat, le cumpără pe toate. Adică pentru fiecare cameră. Cumva acest proces necesită un timp de gândire mai mare. De aceea vrem să rămânem poziționați în comerțul tradițional și nu în flash sales. Adică mizăm pe planificare și ajutăm prin sfaturi și experiența noastră, ajutăm clienții să ajungă la punctul final, acela de a avea produsul în casă și care să arate foarte bine. Ok. Alte opinii pe zona asta? În principiu e cam aceeași opinie. Noi vindem modă franceză, nu vindem reduceri. Poziționarea noastră e de vânzare de modă, de textile pentru toți, pentru femei, pentru bărbați, pentru copii, pentru casă. Spre deosebire de flash sales, unde accentul e mai mult pe preț, pe timing, cumpărat. Pe de altă parte avem și noi campanii și de vânzări private, participăm la Black Friday, deci magazin tradițional, dar cu tehnici de vânzare din toate direcțiile. Am înțeles. Ok, tot în zona asta vreau să știu pentru magazinele online, pentru voi, care au fost, nu știu, modalitățile de promovare cele mai ok până în acest moment și unde vă investiți bugetele anul ăsta? Am încercat mai multe canale de promovare, inclusiv offline, la început. Acestea nu au funcționat, sau cel puțin nu au funcționat pe termen scurt, sau nu am putut să-l măsurăm rezultatul.
Însă canalele pe care mergem acum au rămas afilierea și Airbrush-ul. Ne bazăm foarte mult pe recomandarea clienților și cumva îl considerăm un canal. Practic e cam reclamă, gândim la fel. Și avem AdWords reclamă, facem campanii pe AdWords și campanii pe afiliere. Sunt principalele direcții din care ne cheltuim bugetul. Am înțeles. Și în cazul vostru, ca afiliați, care sunt canalele care funcționează cel mai bine? Facebook și AdWords, dacă să mă întorc puțin la discuția de magazin de catalog și magazin de flash-sales, părerea mea e că definitiv ar trebui ca afiliații din Home Depot să folosească cumva tehnicile de flash-sales cumva. Deoarece pentru afiliați este cea mai profitabilă metodă de a încerca ca să promovezi ceva pe un termen scurt, cu un test atractiv și o imagine. Pe când magazinele de catalog, în orice caz, lasă locul și acelor timp care tocmai s-a vorbit, adică există timpul foarte mare dintre momentul în care se uită pentru să hotărăște. Dacă are o limită de 4-5 zile, probabilitatea ca să cumpere e mai mare. Și să cumpere și mai mult de altfel, pentru că, nu știu, magazinele de flash-sale și de la noi și de afară nu sunt reduce în adevărat să-ți am cuvântul, adică poate să fie mai ieftine magazinele de catalog. Da, sunt magazinele de catalog. Și, da, părerea mea este strict despre asta. E și promovare Facebook și timid AdWords în acest moment. Timid. Și la tine, Alina, ca și mediu de promovare, noi nu mergem pe partea de AdWords, Facebook, nu folosim banner de display pentru promovarea magazinelor online. În principal, toată promovarea pe zona de afiliere vine din un singur proiect, Cashback, care e un proiect de cashback și care oferă utilizatorilor bani înapoi. Și treptat, chiar dacă la început în afiliere am început cu toată rețeaua, mă refer aici la site-urile de Lifestyle Gemini, Cudica, Garbo, de unde am avut un boom la început, acum ne concentrăm mai mult pe proiectul ăsta și avem rezultate. Ok. Și tocmai pentru că vorbeai de anumite tipuri de site-uri, e o întrebare valabilă. E mai bine să promovezi produse Home & Deco pe site-uri cu specific de așa ceva, adică pe site-uri de conținut care au această categorie, vorbesc despre chestia asta, sau pe site-uri generaliste? Evident că rata de conversie e posibil să fie, adică nu e posibil. Ar trebui să fie mai mare pe site-urile de nișă. Da, exact, pe site-urile de nișă. Dar cred că, în general, dacă știi că publicul tău este preponderent feminin, pentru că, na, probabil că statisticile arată că femeile cumpără mai mult elemente decorative sau perdere sau covoare sau așa, cred că poate fi testat și pe un site generalist. Ok. Tu doar? Așa cum spuneam, sau cum special promovarea pe Facebook și clar cea mai bună promovare, dacă vrei să promovezi fashion, încerci ca să promovezi pe site-uri, pe pagini care sunt despre fashion și la fel pe Home & Deco, cea mai bună promovare sunt pe paginile care sunt despre Home & Deco. Sau foarte mare. Ok. Bănuiesc că, Diana, tot așa, consider? Tu ca și advertiser până la urmă, adică unde e îndreptat pe afiliația? Da, i-am și îndreptat clar către site-uri care au un singur segment, însă acum diversificarea este la modă, așa că nu pot să fiu eu cu prețul. Da, până la urmă la tine contează să nu vinzi. E un trade-off între cât de mare e audiența care te adresezi și cât de nișată e, asta înseamnă o rată de conversie mai bună, sau audiențe mai mari, poate cu rată de conversie mai mică, dar totuși cu volum suficient cât să-ți dea conversie. Practic, noi ne interesează să avem conversii ca pe orice afiliat. De unde vin? E o chestiune secundară. Corect. Și tot din punct de vedere al vostru ca advertiser, ce canale le-ați recomandat în principiu afiliaților? Adică ce ați observat că funcționează cel mai bine statistic? Și la voi se întâmplă tot în un fel ăsta, adică Facebook va aduce cel mai multe lead-uri sau voi ce ați observat? Ok. Sunt afiliați cu specific foarte divers. Sunt afiliați care aduc trafic din Facebook, sunt afiliați care aduc din AdWords, din site-uri nișate, din e-mailing, dintr-o mulțime de lucruri. Fiecare după ce audiența are și după ce capabilități își poate descurca. Nu e o recomandare pe care o facem. Ca instrumente pe care le punem noi la îndemâna afiliaților, avem feed-uri dedicate și avem feed-uri cu cele mai bune vânzări, pe care, din păcate, în momentul de față, văd că avem o problemă la recomandarea afiliaților.
Din punct de vedere al vostru ca afiliați, ce vă atrage la un magazin, Omendeco? Adică, de ce alegeți să lucrați pentru un anumit magazin? E vorba de brand, e vorba de, nu știu, de comisiuni, de bonusuri, de... Cum alegeți să lucrați pentru acel magazin? Vă rog. Așa cum înțeleg, eu încerc mai mult să promovez magazinele de flash sales, pentru că alea dau randament. Și, mă vedeți, produse specifice. Acum, dacă ar fi o cerere care să facă afiliaților, este că ar fi interesant ca majoritatea produselor pe moment de tot să fie în fotografii care sunt impuse în decor. Adică să nu fie fotografii de produs. Pentru că tind ca acele fotografii, inclusiv pe Facebook sau inclusiv dacă faci un banner pe AdWords sau promovezi pe website-uri, fotografiile care de home deck care sunt impuse în decor, adică produsele impuse în decor, inclusiv lingerie, pe pat și etc. Alea sunt fotografiile care vor și convinge clientul ca să cumpere și și afiliații vor avea ceva succes cu ele, dar le promova. Ok. Hai să trecăm și în sală același lucru. Voi ca afiliați, cum alegeți brandul pentru care vreți să lucrați? De ce vreți să promovați un anumit magazin online? Că, exact cum spuneam mai devreme, că e vorba de brand, că e vorba de rata de acceptare a comisioanelor, comunicarea clientului, dar există unele puse la dispoziție. Ziceți și voi. Cineva? Curaj. Lucrați? Te rog. În cazul meu e mai puțin important brandul sau magazinul pentru care lucrez, cât e importantă rata de conversie și nimic pe care îți alegești la magazin. Versus efortul pe care îl depui în a promova. Și cred că pentru orice afiliat e general valabil. Nu cred că cineva o să promoveze un magazin atât încât magazinul nu convertește și cel merge un venit confortabil sau mulțumitor pentru efortul pe care îl depune să-l promoveze. Ok. Alte părere? Depinde și de tipul afiliatului. Dacă Octav, de exemplu, este axat mai mult pentru AdWords, exact cum a spus, sunt elemente. Pentru alții care folosesc mai mult parte de display, de exemplu Facebook, cum spunea și colegul mai devreme, contează enorm poza de produs. După care contează, el folosește oarecum și niște avantaje, dacă este o reducere de preț. La fel de important este partea de conversie. Okay. Aș vrea să subliniez faptul că mitul comisionului ar fi prima chestie care contează încet ce să scadă în importanță. Am înțeles. Andrei, pot să... Te rog. Legat de acest aspect, aș ruga afiliații din sală să-mi răspundă la niște întrebări. Probabil una din ajutoarele din inițial acesta mă va ajuta să împartă aceste voi și până la finalul întâlnirii să le recuperez și să încerc să găsesc din opțiunile voastre o variantă de a colabora și de a avea un parteneriat mai bun de viitor. Ok. Între timp o să trec o întrebare pe zona, să zicem, negativă a lucrurilor. Care sunt nemulțumirile advertiserilor față de afiliați? Și care sunt nemulțumirile afiliaților față de advertiser? Afiliații primii? Cred că și principala problemă în care se confruntă cei mai mulți afiliați este o proastă comunicare mai activă. Ar ajuta mult într-o campanie de afiliere și cu principal cum asta, cred că ar fi. Deci proastă comunicare între afiliați și advertiser. Ok. Sau inexistent. Mai bine. Dar nu nemulțumire, dar nu știu dacă sunt advertiser de față, sunt unele magazine pe nișe care sunt relativ slabe, adică arată slab și probabil că nu vor converti niciodată, dar nu e vorba despre magazine de față și asta ar fi o problemă. Sunt multe magazine care vor la arhitați să vândă, dar sunt deci, total... Calitatea magazinului. Nu am sfatul pentru așa ceva, dar cu siguranță sunt oameni care... Am luat sfat să se înscrie. Exact.
Da, asta e. Calitatea unor magazine are mult de suferit, adică produse care se vând în altă parte, am încercat când au apărut produse pe Flash Aids, le-am vândut și după aia am văzut că sunt pe magazine în catalog și chiar mai ieftin acolo efectiv nu se vândeau, adică vorbim de comparația de catalog tradițional și magazin pe catalog și Flash Aids. Ok. Altceva? În comunicare defectuoasă? Comunicarea și ideală. Dacă fiecare afiliat a trimit o dată sau săptămânal să trimite o listă cu produsele cele mai vândute, cele mai căutate și lista aia chiar să fie conformă cu realitatea, cu siguranța crește. Dar nu știu câți afiliați chiar doresc să facă asta. Advertiser, scuzați. Câți advertiser chiar doresc să facă asta. Ok. Așa, mai e o mică completare de ce ai spus tu. Am primit unele răspunsuri de genul, ok, dacă vrei să știi ce promoție să avem, poți să te abonezi la newsletter și să fii la curent. În calitate de afiliat, să presupunem că, nu știu, eu sunt în campanie cu peste 200 de magazine online. Și vreau să le promovez pe toate. Dacă e o ofertă care mă atrage, vreau să le promovez. Ar trebui să primesc newsletterele de la 200 de magazine. Să presupunem că unele trimit lunar, altele săptămânal, altele de 3 ori pe săptămână. Ar fi mult mai ușor, în termenul platformei, să primim și noi acele informații atunci când se stabilesc newsletter, promoțiile, ofertele, noutățile, să primim și noi afiliații, un mesaj de genul de mâine, mâine, peste 3 zile, o să avem campania respectivă. Sau avem, vom introduce noi produse, începând de mâine sau începând de săptămâna viitoare. Dacă aveți nevoie de anumite materiale, contactați-ne, dacă sunt dispuși, bineînțeles, să facă asta. Ok. Aș întreba și în sală aceeași chestie. Dacă aveți nemulțumiri sau ce credeți că s-ar putea îmbunătăți în relația cu advertiserii voi ca afiliați? Și invers, după aceea o să vedem care sunt nemulțumirile advertiserilor în relația cu afiliați. Așadar? Cine spune ce are pe suflet? Nicio problemă, totul funcționează perfect. Să înțeleg. Ok. Cred că o să fie aceleași. Același. Nu prea s-a întâmplat. Te rog. În primul rând să-și actualizeze textul din zona de anunțuri. Pentru că majoritatea au niște informații acolo expirate de mult. Apropo de concursuri, comisioane. Eu dacă aș fi afiliat nou, n-aș ști ce mi-o oferă multe campanii. În al doilea rând, nu știu, procesarea comisioanelor. Pentru că termenul legal de returi e 10 zile, nu? Da. Ok. Cei care nu au perioada de returi definită de 30 sau... Corect. Ar putea să le proceseze în 2 săptămâni, să zic. Și acum, în cât timp se întâmplă? Întreb, de curiozitate. Nu știu, 30 de zile? În jur de 30, cred că e media, cel puțin la cine ia promovez eu. Înțați. Ok, altceva? Uneori e nevoie de rulaj. Și la noi. Ok, altceva de adăugat? Ca și chestiuni pe care le-ar putea rezolva advertiserii în relația cu voi, ca afiliați? Te rog. Ce m-ar interesa pe mine ar fi să respecte foarte bine plata comisioanelor, adică eu nu aș vrea și din partea două parale să nu existe toleranță față de chestia asta. Sunt mulți advertiseri care realizează concursuri și așa mai departe, după care pleacă direct și pe noi ne lasă cu investiții pe care nu le mai... Cred că nu vorbim nici de Diana, nici de noi. Nu știu cât de bine plătiți voi. A trebuit să aflu. Cum cred că avem comisioane mai vechi de 4 zile în momentul ăia în platformă? Mai vechi poate nu, dar mai mici cred că dumneavoastră sigur aveți față. Mai mici? Față de... Sunteți în comision de 5%? Ah, ok. Da, comision procentual nu este unul de cele mai mari. Absolut. Asta așa este, da. Asta e singura chestie care mă oprește să nu... Ok. Atunci, referitor la comunicare, nu cred că aveți mail prin platformă sau fără platformă mai trec de 4 zile nerăspuns. Nu cred că există așa ceva. Există feed-uri cu produsele cel mai bine produse vânduse, ori disponibile în platformă, listate, actualizate. Știu cum e. E pătrezerea, fără consultă. E pătrezerea, o sistemie.
referitor la newsletter, ar fi destul de complicat pentru noi, vorbesc în momentul de față, și un tip de dușcă și pentru alții. Advertiser să generezi niște newslettere speciale pentru canalul de afiliați. Ok, volumul de muncă generat de așa ceva depășește totuși capabilitățile și volumele în momentul de față. Volumele generate din afiliere. Înțeleg de ce ar trebui anunțate mai multe promoțiile. Promoțiile mari, de regulă, le anunțăm. Anunțăm iară schimbările de colecții, vorbesc pentru noi. Nu putem anunța chiar toate lucrurile. Deci, în schema newsletter, ar fi încă bun. Pe de altă parte, ok, sunt 300 de campanii, dar fiecare are un 10, 20, 30 de campanii la care în schema newsletter și citirea newsletterul ăla, mei. Sperăm că noi le numărăm printre ei. Ok. Am și o întrebare pentru... Două valele. Am comunicat cu un advertiser care zicea că au probleme în primirea mesajelor, prin mesagerie internă. Au fost probleme? Vreodată? Au fost la un moment dat. A trebuit să scriu vreo trei mesaje ca să primesc un răspuns. Care a fost destul de... Mi s-a întâmplat eu o chestie, bă, am dat reply la un mail, efectiv, și n-a ajuns. Acum sau mai demult? Mai demult. Am avut inițial, prin mult timp, a funcționat mesageria internă, inclusiv ca reply din mail. Deci, forwarda mesajul direct către mail, dădea reply din clientul tău de mail, se ducea direct prin platformă către afiliat, sau mă rog, către partenerul care ți-a scris că putea să fie cealaltă direcție. După care am avut o perioadă care n-a mai funcționat asta, într-adevăr. Dar din ce știu în momentul ăsta, dacă dai reply la mail din clientul de mail, se duce prin platformă. Sau nu se duce prin platformă. Urmea săptămâna viitoare. Asta e un. Doi, că nu știu în momentul ăsta dacă au fost probleme neapărat. Noi am schimbat de ceva vreme senderul de mail astfel încât să fim whitelistați în VTH. Mai poate după să mai scape niște mesaje. Sunt în așteptare de la campanii, le-am scris advertiserilor și nu primesc niciun mesaj. Asta nu înseamnă că n-am primit neapărat mesajul tău. E un feedback pe care îl primim de ambele părți, să știi. Adică asta a cumulat cu faptul că mi-a transmis un colaborator, să zic așa. Că n-am primit mesajul. Că n-am primit primele mesaje și dacă am mai trimis, își cer răspuns. O să verificăm. Adică să știu dacă există și mai primit încă o dată mesajele. Sau să le mai trimiți încă o dată, da? Nu, mesajele ajung. Mesajele ajung. Da? Deci le lasă așa. Dacă răspund bine, dacă nu, pierderea lor. Toți care aveți probleme. Da. Cel mai eficient este să ne spuneți atunci să putem verifica. Dar nu știm. Adică există variabil. Asta poate nu vrea să ne răspundă. Sau poate nu l-a citit. Nu că n-a ajuns. Ar fi să vă scriu vouă pentru o problemă care poate nu ține de voi. Ambele părți în care se întâmplă comunicare de ce clienții și reportează de prin noi, ne dau acest feedback, trimite mesaje și primim un răspuns. Trebuie să ne gândim și la dimensiunea pe care o avem noi în momentul ăsta și ne dorim să fie mult mai mare și se întâmplă. 300 și ceva de advertiser, niște zeci de mii de afiliați, niște multe de mii active din ei. Ei nu sunt toți 30 de mii active, dar sunt foarte mulți. Mesajele ajung. Proporție foarte mare. Dacă nu ajung, nu primim un singur mesaj, primim multe dacă se întâmplă să nu ajungă. Cred foarte mult în ideea de ecosistem care se autoreglează și chiar funcționează. Nu a fost o abordare cu care am venit în industria asta. Mi-am dat seama de ea în timp ce eram acolo. În timp ce mă ocupam de asta, am văzut că dacă ceva nu merge bine, primim zeci de mesaje sau mail-uri. Dacă mesajul ajunge, dar respectivul nu vrea să răspundă, primim maxim unul. Ne străduim să facem mult mai ușoară interacțiunea dintre perioadele și afiliații care vor să comunice. Dacă cineva primește un mesaj și nu vrea să răspundă la el, adică e focusul lui în altă parte, în momentul respectiv, nu e, I don't know, nu știm, știi, tu vezi până la un punct ce se întâmplă mai departe, nu înseamnă că nu ești important, poate ești important, dar cine știe, aplica site-ul,
un furnizor mi-a livrat ce avea de livrat în ziua aia, i-au aplicat niște alte campanii, sunt multe, adică nu e de scuze, dar pur și simplu e un time limitat pe care el îl investește în... Și încă o dată revin la faza cu filtrarea mesajelor. Da, pentru că da, probabil am mai primit, probabil aici, am mai primit încă 30 de mesaje după cel pe care l-am trimis eu și nu mai automat o să mai vadă. Acum, sunt advertiseri, dintre care unii sunt aici și spun asta, care citesc și răspund la toate mesajele. E unul din indicatorii pe care și alți afiliați spun, și mă uit acum la Kidu, care zicea, ok, deci promovezi advertiser care nu îți răspunde la mesaje și care nu plătește comisioanele, well, succes, adică, na. Nu zic că e neapărat cel mai important, dar trebuie să ții cont și de asta. Nici nu am apucat să-i promovez, asta e problema. Noi avem, deocamdată recunosc că avem planul mai mult în zona asta, ziceam, care o chestie să o facem. Advertiserii văd în secțiunea de mesaje, de mesagerie de la ei, mesajele de la afiliații care au generat comisioane pentru ei, sunt marcate special. Noi asta am făcut. Dar vrem să facem mai mult și o să ținem. Chiar avem, dar e problema foarte complexă. Cum să faci interacțiunea între niște mii de oameni până la urmă, eficientă și să filtrezi chestiile care, la care nu trebuie neapărat să răspunzi, că poate sunt mesaje de newslettere la care nu ai de ce să răspunzi, doar eventual să le citești, și în la care chiar sunt directe, sunt alea tranzacționale, că primești o notificare de comision sau că a aplicat cineva la tine sau că ți-a mărit comisionul sau nu știu, etc. Și cele care cere efectiv un răspuns. Vom ține, chiar vom ține cont de asta. Asta nu trebuie să o faceți cum aveți pe Zendesk. Mm-hmm. Aveți acolo un tab în care selectezi către ce departament să meargă mesajul. La advertiser. Când ai tu un mesaj, se ducă către advertiser. Da, să implementați chestia asta în interfața două paralele. Poate fi, pe mai multe adrese. Da. Pe adrese diferite de mei. Da. Corect. Nu, că lucrurile dacă acolo merge și voi cu Zendul lucrați, cred că se poate face. Se poate, sigur, că asta am învățat de când sunt în online. Orice se poate. Ideea e cât costă, cât durează și ce return ai. Și ce resurse versus resursele pe care le ai și prioritățile pe care le ai tu în momentul ăla. E o luptă permanentă cu toate astea. Mersi. Ok. Să mă întorc un pic la întrebarea pe care o pusesem, o adresasem înainte către afiliați, aceeași întrebare către voi care advertise. Ce vă demulțumește la afiliați? Ce ați vrea să se schimbe în viața voastră? Încă de la începutul de când am intrat în două parale, am fost la o întâlnire, ca să aflu despre ce vorba. Prima, asta fiind a doua. Ce am constatat la acea întâlnire și în relația pe care am avut-o cu afiliații este o oarecare agresivitate. Adică, cumva, noi advertiserii suntem puși la zid. Adică, picați site-ul. Afiliații, cumva, ne învinovățesc. Pierderea noastră este la fel de mare și nu ne dorim și nu este interesul nostru să o facem un rău anume, adică pierderea este în aceeași măsură sau la fel de importantă și pentru noi. Adică acea învinovățire, vai, dar ce puteți să faceți, ar putea să fie ca o sugestie sau ca o informare mai degrabă, pentru că unele lucruri nu le putem ști nici noi. Am fost atenționați de către afiliați de anumite probleme pe care nu știam că există. Însă acestea încercăm să le rezolvăm. Departamentele de IT ne programează, au un anumit termen, cumva nu depinde strict de noi, însă cu ajutorul vostru și o oarecare înțelegere putem să facem lucrurile să fie mai degrabă către parteneria decât nu știu, a cere și a da. Noi nu avem nemulțumiri în relația cu afiliații.
ne-am dorit în mod evident mai multe vânzări și mai mulți afiliați. Da. Asta e tipic, un tipic că și afiliațiilor fix același mai că mai mulți afiliați. Da, dar ai auzit că te nesamezi comisionul un pic mai mult. Apropo, e suficient de mare cât să ne lasă să fim în linii 20, uneori și în top 10 advertiseri pe toate campaniile. Ceea ce mie mi se pare decent, slavă Domnului, îți găsim mii de afiliați care să ne promoveze lună de lună și sute de afiliați care să ne ducă vânzări. Deci, mic, mare, ne face treaba pe zi. Corect. Și afiliații. Eu, apropo de chestia asta, o singură întrebare mai am și pe aia vă las pe voi să adresați întrebări. Eu, cum Diana, înțeles că are o cutie surpriză pentru voi? Sau o ai sau nu ai? Explică-ne despre ce e vorba. Cutia de comisioane care o va primi probabil cel mai activ afiliat din sală. Este o cutie simbol, unul din produsele pe care o cutie pe care o vinde și noi pe site-ul nostru. Cumva să simbolizeze, fiind o dimensiune generoasă, să simbolizeze potențialul pe care poate avea afiliat în campania noastră. Ok, deci asta pentru setul de întrebări, după ce asta vreau să întreb, asta era ultima întrebare vis-a-vis de nivelul de comisionare. Cam care este nivelul de comisionare general valabil în categoria Home & Deco? Și curiozitatea mea, cum se poziționează nivelul ăsta față de alte categorii de produse și servicii din tot ce ține de afiliere? Și răspunsul poate fi al tuturor. Cred că depinde foarte mult de gama de produse pe care se axează magazinul online. Dacă vinzi doar lingerii de pat, doar atât, probabil că îți permiți să oferi afiliaților un comision mai mare. Dacă vin și mobilă sau produse care sunt mai scumpe sau apă mi că undeva pe la 4-5% Dar media la celelalte este de cât? Adică o comision mai mare înseamnă cam cât? 8%, 80%. 80%. Ați întotdeauna lucrul ăsta e ideea. Câteva la 80% pentru că e comision pentru urcine și se pot și comisioane mai mari. Au fost și exemple. Au fost exemple de magazine care au venit comisioane mai mari, aproape nu erau 15%. Undeva la 15% pentru că au avut vibră la lansare în platforma două companii. Și mai sunt și acum campanii cu 12-15% pe domeniu. Dar doar intrarea, că nu vorba ceva, chiar cu lingerii de față, ceva de genul ăsta, ori pereți sau nu știu dacă... Epat. Ok, să reia acolo. Și care e cel mai mare nivel de comision dat în un magazin? Din ce categorie face el parte? Nu știu, vin de ai clienții, nu cred. Până la urmă, e important de înțeles de toată lumea că nivelul de comision trebuie să vină din marginea pe care magazinul respectiv o produce. Dar e important să se gândească toată lumea la asta. După care, și cât din marginea aia este eficient să-l investească în promovare, este important de analizat cât îi costă pe advertiser o conversie prin alte canale de promovare, dacă pe AdWords, că am tot vorbit despre AdWords și pe advertiserii ei și prezența, au spus că fac AdWords și afiliere, deci doar două canale. Dacă pe AdWords media de cost pe conversie... Principal. Ok. Sunt convins că știi, Ana, folosești mai multe canale de marketing online, mă, cu siguranță. Ok, bun. Hai să vorbim de asta în principal. Hai să ne raportăm la AdWords, că vorbim de performance marketing și cumva este asociat PPC-ul cu performance marketing, la fel ca afiliere. Dacă prin PPC o conversie, o vânzare, te costă 30% sau 40% sau 100%, știu cazuri de magazine care prin pay-per-click investesc într-o conversie 100% din valoarea vânzării, știu cazuri care investesc chiar mai mult. Nu analizează neapărat. De uneori când îi întrebăm cât îi costă o conversie prin AdWords, nu știu să ne răspundă. Și după ce analizează, nu ne mai spun. Să ne spun că îi costă 80%. Este cumva nerealist să te aștepți ca oferind 10%. Dar un exemplu la întâmplare. Prin afiliere, să obții performanțe bune. Întotdeauna, prin PPC, costul este mai mare, tu ca advertiser. Pentru că acoperi și niște categorii sau niște keyword-uri pe care trebuie să fii, nu știu, strategic prezent. Poate că e vorba de
categorii mari pe care competitorii tăi sunt prezenți, nu convertezi neapărat foarte bine, dar vrei să fii acolo pentru că vrei să fii vizibil pentru cei care caută cuvântul la cheie și așa nu măsori neapărat costul pe conversie sau nu e asta indicatorul, dar e important să măsori, să știi cât te costă pe toate camerele de promovare, nu doar în termen de m-a costat AdWords-ul luna trecută 1000 de euro și afilierea m-a costat 800 de euro. Să vezi cât te costă pe fiecare vânzare în parte și să măsori procentual vorbind, pentru că după aia poți să evaluezi mai corect cât de eficient și cât de profitabil este canalul care se cheamă afiliere. Dacă tu ca advertiser investești 50% dintr-o vânzare prin AdWords, este complet nerealist să te aștepți ca oferind 7% să obții același volum de vânzări prin afiliere. Pentru că afiliații nu pot să facă mult mai mult lucru decât poți să faci tu. Fac în principiu cam același. Ar putea să facă mai bine pe anumite nișe. Ar putea să te ajute să descoperi niște nișe la care tu nu te-ai gândit. Dar în timp, pe ei, poate că pe nișele alea nu-i costă 50% cât te costă pe tine, le costă 12%. Trebuie să fii conștient de asta. Noi recomandăm întotdeauna, ca idee de comisiuni, să fie mai mic decât costul în alte zone, pe alte canale. Variază, poate să fie de 3 ori mai mic, poate să fie de 2 ori mai mic. Comisiunea în general, comisiunea pentru toți afiliați. Dar e important de reținut că prin platforma noastră se pot oferi comisiune preferențiale pe anumiți afiliați, se pot da bonusuri și poți să spui, noi în general dăm 7%, dar tu, pentru că ne aduci awareness foarte bun, pentru că ne trimiți un trafic foarte mult, care convertește ceva mai slab, poate din vina noastră, nu știu, ție îți dăm 12%. Poate nu îți dăm întotdeauna, o să dăm pe următoarele 3 luni, hai să facem un test. Dar e important să își calculeze advertiserii asta. La fel cum important este că e un proces de educare continuă, apropo de ecosistemul care se autoreglează. E important și afiliații să ceară. Dacă la un moment dat un afiliat promovează un magazin, vede că are conversie bună. Că până la urmă, noi din experiența de până acum ce am văzut este că rata de conversie este cel mai important indicator. De departe. Rata de conversie și de aprobare și de plată ulterior. Până pe capătul, mai puteți să ajungă final, afiliatul să-și ia banii pe comisioana generală. Dar dacă ai conversie foarte bună pe un advertiser, dar ești neprofitabil, recomandarea noastră este să îi spui pe advertiserului asta, să-ți calculezi la ce comisiune ai fi profitabil și să-i dai un mesaj pe care, în principiu, ar fi bine să-l citească și să-ți răspunzi. Deci, ți-am trimis luna trecută 20.000 de click-uri, am făcut X vânzări, mi-ai generat Y lei, asta nu e profitabil. Dacă mi-ai dat Z lei, te-aș promova în continuare. Dacă nu-mi dai Z, că dai în continuare Y, mă voi opri, nu te vom promova. Și inclusiv pentru motivul ăsta, dacă ne întreabă un advertiser, noi nu intervenim decât foarte rar în dimensiunea comisionului pe care o oferim. De fapt, nu intervenim niciodată. Dăm recomandări atunci când mi se cer. Ce recomandăm noi este să fii cumva media categoriei. Dacă vii la început pe o categorie foarte competitivă, le spunem, ok, oferești tu mult la început, fă o chestie, primele 3 luni de la lansare, dă mai mult decât media categoriei, ca să atragi atenție. Pentru că o categorie foarte competitivă înseamnă că sunt mulți afiliați care generează vânzări pentru alții să plătească în categoria respectivă și poate că nu se vor acorda atenție. Dacă media este de 10%, încearcă 3 luni cu 20%, 25%. Bine, ar trebui să ai margine, ar fi bine să ai margine 25-30. Dar atragi atenția afiliaților, dacă tu ai margine 30%, dă 10-15% tuturor și avem chiar de curând, avem un rezultat care dă 15% și care va dubla comisiunea în perioada următoare. Apropo de comisiile telefonice, este un aspect foarte dezbătut în rândul afiliaților, cei nu advertiserilor. Și după o analiză ceva mai atentă a randamentului pe care comenzile telefonice îl aduc și ce ar pierde magazinul dacă ar renunța la comenzile telefonice, magazinul despre care vorbesc, am concluzia că dacă renunță la comenzile telefonice, pierde 25% din comenzi și pierd cu toții, nu doar și pierd
prin simpla neafișare a numărului de telefon, așa că ai decis să dubleze comisiunea la 15 la 30%. Mi se pare o mișcare foarte bună. Dar rămânând la dimensiunea comisionului și la cât să dai, rata de conversie, de departe, cel mai important indicator în succesul unei program de filiere, unei colaborări între afiliere și enterprise, și viteza cu care aprobi și plătești mai departe. Vreau să întreb, un indicator nu este cumva și cușmel de contract? Există, da, vă rog, lei pe stat de click-uri. Categoric. E important. Dar la sfârșitul zilei, afiliatul trimite 1000 de click-uri care se transformă în niște bani. Ei pot fi în 4 comenzi, în 4 conversii, cu valoare triplă față de media de average sale, sau pot fi în 40 de conversii, cu valoare de 2 ori mai mică, de 3 ori mai mică decât average sale. El câștigă mai mult cu o rată de conversie mult mai bună. Mai mult, dincolo de banii pe care ei strig în prima lună, în primele două, în primele trei luni de colaborare cu un advertiser, tu ca afiliat, dacă ai 100 de conversii pe un trafic dat, poți să optimizezi mult mai ușor. Efortul pe care tu îl depui în a-ți crește rata de conversie pe acel trafic, dacă tu îți crești 100 cu 10, la 100 rata de conversie, tu ca afiliat, cât poți să faci să stabilezi mai bine trafic, vei avea 10 vânzări în plus. Dacă ai 7 vânzări, este foarte greu să optimizezi rata aia de conversie. Este foarte greu să dai seama dacă ceea ce faci, faci bine sau nu. Poate că făceai 7, faci ceva, faci 10, la asta trebuie să fie noroc. Deși creșterea procentuală e foarte mare. Contează. Categoric contează. Dar ronii pe stat de click-uri, dacă este să ne mergem la finalul banilor pe care un afiliat îi ia acasă, sunt compuși din multe de astea anterioare. Asta e final. E 44 de lei pe stat de click-uri sau e 12 lei pe stat de click-uri sau 3. Automat după aia vine și investiția pe care o face în acea sută de click-uri. Și trebuie să fie plus. Cât se poate de mult pe plus. În cazul afiliaților care fac trafic plătit, este critic. Nu e de un investit timp care în luna asta mi-a produs nu știu cât. Nu, la trafic plătit este esențial să fie runic o să declu mai mult mai mult decât investiții. Acela este indicatorul care la sfârșitul zilei motivează suficient. Face muncă, fie niște bani. Dacă primiți 100 de click-uri, nu poți să investești fac. Dacă primiți 20.000 și ai făcut 4 vânzări, poate să fie de 1.000 de euro bucata vânzarea. E foarte greu să optimizezi. Deci, cam asta ar fi. Ok, eu nu mai am întrebări, dacă aveți voi întrebări, te rog. Nu vreau cutia, da. Apropo de discuția asta cu comisioanele, mărirea lor, micșorarea lor, am văzut o tendință. Poate că greșesc, dar nu cred. În momentul în care vii cu un comision competitiv și începi să produci, chiar dacă, cum să spun eu, ești profitabil, sunt magazine care au avut tendința să micșoreze acel comision pentru că poate bugetul pe care s-au gândit că poți să-l aduce în marketingul afiliat este depășit la sfârșit de lună. Ceea ce mi se pare total contraproductiv. Și am avut cazuri concrete de magazine care au intrat, au performat foarte bine, după care își fac calcule, nu știu care e ideea. Bun. Mi-e greu să cred că nu ți-ai făcut calcul la început, ce ai spus că din marja pe care ai poți să dai 15% și după aia să spui, știi, nu mai pot decât 7%. Mi-e greu să cred. Chiar că până acolo poate merge lucru. Iarăși, nu Diana, nu noi, da? Nu. Persoanele de față se exclud. Absolut. Bun. Asta e ideea. Din punctul meu de vedere, bugetul pentru marketingul afiliat, sau cel puțin așa ar vedea-o eu ca un, să spun, ca o persoană care aș investi ca un advertiser, să spun, în marketing afiliat, ar trebui să fie nelimitat. De ce? Pentru simplu motiv că nu există riscurile de a
consuma fără să produci. Adică ai un cost direct proporțional cu veniturile pe care ți le aduci. Este foarte frustrant și pentru noi că riscurile pe care le avem în relația cu un advertiser sunt două. Ori să meargă foarte prost, ori să meargă foarte bine. Tu știi despre cine vorbesc. Bineînțeles, și știu și de unii de care tu nu știi. Bun. Dar, și mi-a fost și mie greu inițial. Adică, să în momentul în care am primit un răspuns de genul, i-am întrebat, ok, poți să-mi spui și mie de unde vine modificarea asta bruscă, ne așteptăm să avem alte statistici. Mi se pare... Wow. Putem, da, o să fac. Dar, nu, nu, bine. Da, și conform ea, o să fie complet alte statistici după ce nici o rezcomision. Adică nu e ideea de, sunt de, scuze, doi, nu e ideea de, știi, nu sunt profitabil, sunt pe minus, nu, ne așteptăm să am alte statistici. Adică te aștept să ce? Să nu mai primești trafic, să nu mai faci vânzări din afiliere? Care e ideea? Suntem o industrie tânără. Trebuie să ținem minte asta, e frustrant uneori, mai ales pentru cei care suntem deja bătrâni în industria asta, dar overall suntem într-o industrie tânără, de aici vin și oportunitățile foarte mari. Dacă stăm să ne gândim câți bani câștigă, au ajuns să câștige unii afiliați și de vânzări au ajuns să aibă unele magazine în, foarte rapid după intrarea în marketing afiliat, poate se pară, nu știu, nebunesc, incredibil, imposibil să ai mii de vânzări intrând în marketing afiliat și să ai în câteva luni chestia asta. Calculele pe de altă parte pe care și le face fiecare owner de business, indiferent că e pe advertiser sau afiliat, deci afiliații, până la urmă, au și ei un business, care trebuie să și managerească, evoluează de-a lungul timpului. Se întâmplă să vină un magazin care oferă o comisiune mare pentru că avea o margine cu care încerca să vândă la 30% margine, după care îți dă seama că nu poate să vândă suficient la 30% margine și își micșorează margine. Și vrei să spui ceva? Că vă cai microfonul, Cristian. Da? Te rog, hai, ca să după aia răspund la amândoi. Vreau să completez un pic pe Octav. Mă rog, am tot discutat cu mai mulți advertiseri, și mai vechi și mai noi, și problema, sau ce spune bine, la ele e un caz particular, înțeleg. Dar trebuie luat în calcul că majoritatea advertiserilor au tendința să se înscrie în media comisionelor pe nișa respectivă, dincolo de a-și face exact un calcul cât poate, ce poate, sau să împarte pe categorii de produse, să dea comisioane diferențiate sau așa mai departe. La un moment dat încep să vină facturile și atunci practic se calculează sau calculează și intern costul și atunci simt nevoia, ca să spun așa, să ajusteze comisioanele, mă rog, mai degrabă în minus decât în plus. Unu. Al doilea aspect este că este pur și simplu o mișcare de marketing. El intră, se uită dacă media e 10%, intră cu un comision mai mare ca să-și facă intrarea, ca să spun, după care poate să-l regleze. Deci, din punctul meu de vedere, sunt două motive. Corect. Apropo de asta cu intrarea, noi când le recomandăm magazinelor să intre și să dea comisioane mult mai mare decât media categoriei, le recomandăm în același timp să anunțe de la început asta. Să spună, primele 3 luni la noi în campanie veți avea 15%, să zicem. După care vom micșora la comisiona. Comisionul uzual va fi 5%. Le spunem asta. Sau, și eventual puteți să stabiliți criterii. Primele 3 luni, toată lumea are 15%. După 3 luni, cine face minim 20 de vânzări pe lună sau trimite minim 10.000 de click-uri, nu știu, aparat, va avea în continuare 10 sau 15%. Adevărul e că un business care crește e foarte complicat de managerul. Știu și eu foarte bine asta, știu și alții. Și realitatea e mai complicată decât pare unul de la capătul celălalt al firului. Pur și simplu, vin facturile și sunt niște chestii critice unor. Nu ți-ai plătit furnizorii și nu-ți mai trimit marfă, ai o schemă de personal poate mult mai mare decât cea pe care îți permis să o plătești, AdWords își cere banii că nu prea merge să întâlnți cu plata acolo, nu știu, curierul nu ți-aduce banii la un ritm pe care tu ți-ai calculat și l-ai eventual prin contract, că îi vei încasa, pentru că nu îți mai permiți puțin să plătești
în momentul ăla factura aia. Nu înseamnă că nu-ți permiți să plătești 10%. Poate că îți permiți. Dar aici e vorba de business-uri mai tine, business-uri mai mature. Noi ce recomandăm este, mai ales pentru afiliații care investesc bani în trimiterea de trafic, să-și ia toate măsurile de siguranță, multe când le luăm și noi. Prudent. Trimiți trafic către cine convertește și plătește primele 3 facturi la timp. Păi și click-shop. Păi da, dar click-shop-ul o să îl relansăm în curând. Acolo a fost o problemă de corporație mult. A fost rezolvat. Ce faceți voi și am putea să facem și noi? Voi ați putea să... Adică, nu știu, găsești o campanie care chiar convertește, dar ți-e frică că nu plătesc. A plătit ultimele 6 luni la timp? Păi poate nu i-am promovat ultimele 6 luni. Ia-o treptat. Ia-o treptat. Se schimbă sezonul, poate luna viitoare nu mai convertesc. Ia-o treptat, este... Sau prea mai bun. Cea mai bun. Mă, cum am zis mai devreme, și este... Adică, e destul de greu să ne luăm niște măsuri de siguranță. Chiar dacă vorbești cu ei, sunt oameni... Există campanii, există probleme de afiliere acum la noi, în două paralele, de 2 ani, 3 ani, 4 ani de zile, care au plătit permanent la timp. Permanent, de fiecare dată. N-au fost niciodată suspendați pe până la... Care răspund la mesaje, care îți fac, nu știu, fii personalizat sau unelte personalizate. Păi ați început să anunțați suspendările astea pentru neplată în urmă câteva luni. Eu nu am de unde să știu ce făceai la un an, sau cum... Cred că ai de unde să știi, dacă... Poți mai întrebi, nu? Poți mai întrebi. Da. Condițiile care este activ în momentul ăsta înseamnă că ultimele, cel puțin două, nu are cum de tot impactul neplătite. Nu, nu are. Nu are cum de impactul neplătite. Nici măcar două nu mai știu. Dacă e activ la a doua factură neplătită, îi spui că tu care este... Da, ideea e că trimite facturile pe întâi. Dacă nu plătește până pe 3, pe 20 și ceva, nu mai știu exact, anunțăm deja afiliații că îl suspendăm și îl suspendăm. Astăzi, afiliatul la Betrotează despre care vorbim a fost suspendat. Nu știu, s-a mai întâmplat, eu sper să se rezolve, dar e mult mai mult decât. Adică, relația asta de colaborare între afiliat și Betrotează, inclusiv trecând prin rețea, e ecuație în care sunt foarte multe variabile. Ce pot să spun este că sunt Betrotează, care și-au plătit permanent la timp. Nici noi nu avem unde să știm cine o să meargă și cine o să meargă. Am încercat asta. Înainte de început ai noștri, judecam magazinele pe care le lansam și cele pe care nu le lansam. Eram noi în fel de ambiții, îi spuneam că ăsta nu credem că o să meargă, pentru că, nu știu, ne-am dat seama că nu avem magazine pe care chiar le-am judecat și am zis că nu se meargă deloc. Comerț excepțional și-au plătit la timp și-au funcționat și așa mai departe. Magazine în care am crescut foarte mult că să meargă foarte bine, au mers slab sau nu au plătit la timp sau au avut niște, au nu răspund la mesaje sau nu funcționează. Noi avem să judecăm. Ce putem să facem? Să luăm niște măsuri de precauție inițiale. Ăla am vrea să știm și noi ce am putea aplica. Uite, sunt campanie noi. Apare acum o campanie nouă. Ia-o prudent. Nu trimite tot traficul către ei. Ia-o prudent. Trimite de 200 de euro, de 300 de euro, după aia vezi că ții banii la timp și că aproape și că plătesc. Trimite de 5. Dacă merge, trimite de 1000, dar e prudent. 30 de zile se adună niște costuri. Da, dar pe etapizat, chiar am avut astăzi o discuție despre ideea de a face... Da, aveți experiență de asta, zic, poate ne ajutați în vreun fel. Nu, e fix asta, e cu prudență. Și ce încercăm să facem, dar e frustrant. Cel mai rău, cel mai complicat este, adevărul e că cel mai complicat este pe campanie pe ghiduri. Adevărul e că pe sale, totuși, avem destul de rar probleme. Am avut și acolo și probabil că să mai avem. Dar revenea că pe campanie pe lead avem cea mai mare problemă. Și am vorbit chiar astăzi să facem ceva a limita posibilitatea unui advertiser de a cheltui, de a-și asuma un buget foarte mare din prima pe lead. Pe de altă parte, când vine un advertiser care zice am bani, vreau să fac, vreau să așa, plătesc, are un istoric relativ bun, nu, vrem nici noi să ne oprim, să spunem nu, asta, nu îți dăm voie să cheltuie 10.000 de euro, te lăsăm să cheltuie doar 500. Că nici și noi teoretic pierdem bani și voi. Aș vrea să te întreb, nu puteți să implementați un sistem din ăsta de plată ca la Facebook sau să-ți tragă banii la 7 zile să le ia bani?
Adică un sistem din asta... Lucrăm, da. Eu zic înainte. Cum suntem noi construiști să... Lucrăm. Da. Mi se pare corect, adică și eu plătesc, ce am zis, aveți, plătesc zilnic. Zilnic, zilnic, am plătit. Așa și ar putea să plătească la o săptămână, tot așa, prin debitare directă din cardul companiei. Mi se pare, adică, ce ar fi greșit aici, asta vreau să știu. Pentru voi, pentru că este... Pentru noi n-am tine nimic, pentru magazin. Nu văd o problemă. Asta. Câte dată îl mai dă după lucru? Răspunde vreo patru campanii. Lucrăm la multe, multe lucruri. Știm că ăsta este un issue important și nu știm de acum, știm de mai mult. Dar am luat multe măsuri de precauție. Avem o rată de încasare oricum foarte bună. Adică, dar bineînțeles că mai este mult loc de îmbunătățire. In the end, eu cred foarte mult în termen lung, în termen scurt. Pe termen scurt poate să vină cineva și indiferent câte măsuri de precauție ne-am luat, inclusiv Google. Știu companii foarte mari care au datorii foarte mari la Google. Au plătit, au trecut în rândul clienților care plătesc cu factură după 30 de zile, au niște sume foarte mari și nu au mai plătit. Și au campaniile oprite. E cumva natural pe anumite dimensiune să ai o relație un pic diferită cu advertiserul respectiv. Este frustrant când chestia asta nu mai dă rezultate. Am recuperat de-a lungul timpului niște bani, vom mai recupera în curând niște alți bani de la alți advertiser prin metode legale. Nu ne dorim asta, mi se pare stupid că trebuie să ajungem la asta, mai să vorbim de bani din vânzări generate și încasate de către advertiser respectiv. Dar this is it. Mergem înainte. Până la urmă, un advertiser care nu plătește la timp este doar o foarte mică picătură din toată piața pe care o targetăm noi. Mă întoarce să spunem mai devreme, avem mulți advertiseri, dintre care mulți au un istoric excelent. Și se pot vedea, deocamdată doar rata de respingere față de media categoriei și se poate vedea timpul mediu de aprobare față de media categoriei. Vom trece și la asta cu plătite ca să aveți cu toții niște informații mai bune și lucrăm și la alte instrumente în care să protejăm afiliații, să ne protejăm și pe noi, e adevărat. Nu e primul lucru la care ne-am gândit că trebuie să ne protejăm pentru programele de afiliere care merg prea bine, care durează prea multe vânzări. Am refuzat o vreme să cred că trebuie să ne ocupăm de asta. Trebuie să ne ocupăm, dar cine vom ocupa? Te rog. Mă discutam și cu Cristi și făceam un calcul că, hai să spunem, un volum destul de mare de comisioane aranjat de-a lungul timpului și că n-am observat chiar o problemă cu plățile. Într-adevăr, hai să spunem că o perioadă mai scurtă de la momentul în care realizezi comisionul până la momentul în care realizezi încasarea efectivă ar ajuta. N-ar strica. Să spui că, într-adevăr, sunt probleme cu plățile, nu. Deci noi n-am simțit și... N-am simțit lucrul ăsta. Asta e cu lupii bătrâni și cu lupii tineri, nu? Acum, eu îți sugerez un lucru. Am făcut-o și eu la un moment dat. Nu. Eu n-am făcut cu niciunul, dar... E o temerea ta. Îți sugerez în momentul în care ai un advertiser și care spui că ok, convertește și ești dispus să faci mai mult, dar nu știu dacă îți va plăti, să-i spui lucrul ăsta. Și să vezi o modalitate cu împreună cu ceilalți operare, astfel încât el să-ți plătească o parte din acele comisioane. Dacă, într-adevăr, lucrurile merg bine și pentru și pentru tine, nu cred că o să spună nu. Deci n-ai încercat abordarea asta. Mi-au plătit 3-4 luni la rând. După 4 luni la rând, mai au vreo 20 de milioane să-mi dai și mai au plecat, s-au dus pe ei. Încă nu, mai vedem. Dar eu știu că și în 3-4 luni a fost una în care au fost niște și din experiența mea, și cred că și din experiența lui Cristi, e ok, termenul mediu de încasare este între 23 luni de la realizarea comisionului. Se știe lucrul ăsta, nu cred că e o surpriză pentru nimeni și în momentul în care te-ai angajat și te-ai apucat să faci lucrul ăsta, ți-ai asumat-o, adică nu poți să vii să spui după aia, știi, eu preferam să-mi casez la o lună.
Ar fi bine, corect, dar la momentul în care te-ai apucat de promovare și ți-ai asumat-o, adică, ok, vrei să faci lucrul ăsta, ți-o asum. Nu? Nu. Este, sunt de acord cu ce spui, pe de altă parte e un, feedback realist și important. Ne preocupă ambele aspecte și să facem să meargă mai bine programele filiere care nu merg bine și să facem să încasăm mai repede comisioanele și să fim siguri că le încasăm comisioanele din campanie care merg foarte bine. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, chiar e important și mă aștept la fiecare întâlnire să avem genul ăsta de discuții. Ne ajută până foarte mult, se implică și pe ceilalți parteneri, nu știu, ajută. Am primit feedback-ul vostru pe ideile propuse de a băga feature-uri în platformă. De departe, adică cu 10 voturi, a câștigat feature-ul care să livreze informații despre produsele vândute, cel al Claudiei Pleșu, în față. Pe locul 2, la egalitate, au fost termenii și condițiile pe surse de trafic al lui Octavian, împreună cu ideea de a livra produse contextual în legătură cu conținutul pe care se află în site al lui Silviu Udrea, care amândouă, mă rog, toate trei sunt în continuare de la afiliat. Și mai avem încă de la Sorin pe un search pe mesaj. Foarte bun. Și interesant, așa. Eu până acum, de exemplu, nu mă gândisem foarte mult, dar mi-am dat seama că s-a mai spus, adică a mai fost în discuție la noi intern. De la Advertiser a câștigat Transys cu Quillings-ul să se transforme ca funcționalitate în ceva asemănător cu feed-urile de produse. Ce nu v-am spus anterior era că și unii și alții câștigătorii de la Advertiser și la Advertiser vor primi o carte cu Affiliate Management 1 Hour a Day. Acum nu mai știu care dintre voi le au sau nu le au această carte. Nu mai știu, ai cartea asta? Eu nu te-au de. Eu cum nu, că câștigă un advertiser și un afiliat. Tu... A, tu dai pas și eu dai. Ok. Dacă era wireless, îl luam cu mine. Uite, el pe ăsta. Cartea este scrisă de Virginie Brusacov, pe care iarăși îi dau credite lui Andrei, că l-a adus prima oară în România anul trecut. Cumva este... Și o să mai vină fericită. O dată în toamnă. Serios, bine? Da. Mersi două parale și mersi Transpis, da? Geno, dacă nu îl știți și nu îl citiți, vine toamnă? Felicitări! Este unul dintre afiliate managerii de top din lume. E un om care și-a dat seama foarte repede de potențialul afiliate marketing-ului și a investit foarte mult timp în asta. A înțeles foarte bine, are un blog. I Am Navigator este compania pe care el o are. Marketing Navigator, de aici vine IM Navigator. Este constant nominalizat la Affiliate Summit, care are loc în Statele Unite, la Affiliate Manager of the Year, și câștigat o dată, parcă, sau de două, nu mai sunt sigur. Printre altele, organizează și un eveniment la Londra, Affiliate Management Days, îl organizează și în San Francisco. Dar urmează la Londra și am deosebită bucurie să fiu a doua oară speaker anul ăsta acolo.
la invitația lui, adică anul trecut cumva m-am înscris ca speaker și am fost acceptat și am fost foarte bucuros și mândru să fiu acolo și să povestesc din experiența pe care avem aici și să șervesc din experiența pe piețele emergente care, by the way, nu este semnificativ diferită față de piețele dezvoltate. Adică probleme cu numărul de telefon și cu comenzile pierdute și cu plățile întârziate și sunt și în Anglia, și în state, și peste tot. Nu facem problemele noastre mai mici aici, dar e cumva înseamnă că ele vin dintr-o înapoierea noastră sau ceva. Suntem în același stadiu ca și ei. Da, dacă anul trecut, cum ziceam, am înscris eu ca speaker, asta m-am căutat ei și mi-am zis, după ce s-a înscris pe perioada de înscriere ca speaker, m-am contactat, am fost extrem de bucuros, de bine să am acceptat. În 13-14 mai la Londra este conferința de affiliate management la care mai ales advertiserii care vor să vadă cum se face afiliere pe piețele foarte mari vă recomand să participați. Pe mine mă puteți vedea aici, pe mulți alții dintre cei care vor fi speaker acolo probabil că puteți vedea doar acolo, vorbim de 3W, de Philip Windows, de Commission Junction, de Zanos, de Linche, de mă rog, de toți jucătorii globali foarte mari acolo și de advertiseri foarte mari de acolo, care vin și șeruiesc din experiențele lor. Sunt foarte multe lucruri de învățat. Dar revenind la Geno, am avut, vreau să zic norocul, dar am avut foarte mult noroc, de fapt. Am ținut legătura cu el cumva de pe la începuturile noastre ca două parale. Rosana aici tot i-a preluat idei de acolo, l-a citat, i-a scris, i-a luat interviu anul trecut chiar. Și am o relație foarte bună cu el. Cartea aia pe care am dat acum ca premiu este amazing în pregătirea unui program de afiliere și în managementul programului de afiliere. Este amazing la modul că te ia de cu câteva luni înainte de lansarea programului de afiliere și spune ce să faci în prima săptămână, în a doua săptămână, în a treia săptămână, până la 14 sau 16 săptămână, nu mai știu, și nu avea săptămână, dar este pe luni, pe zile. Ce să faci luni, ce să faci marți, ce să faci miercuri, joi, câte ore pe zi. În așa fel să ai un program de afiliere cât mai de succes, adresează cam mai majoritatea problemelor care apar uzual discuția asta legată de afiliere, inclusiv asta cu activarea afiliaților care nu mai răspund la mail-uri, inclusiv cu plățile, inclusiv cu comenzile telefonice și cu tot. Din punctul meu de vedere este o lectură absolut necesară pentru ambele părți ale baricadei. Vă recomand să îl citiți, vă recomand să îl urmăriți pe Geno și pe oamenii care el mai conversează pe social media. Și închei cumva prin a vă mulțumi pentru participare și pentru implicare. O să vă rog să o aplaudăm pe Roxana aici de față, pentru că ea este cea care face să se întâmple toate evenimentele noastre. Și ne vedem data viitoare. Mai rămânem puțin pentru un pic de networking. Discuții, întrebări mai offline, mai nu înregistrate, dacă vrem să vreți să puneți o întrebare sau să puneți dezvoltare sau afiliaților, ceva care nu vreți să apară pe cameră. Acum este momentul. Și spun la conversie. Trebuie să spună Diana cui... Scuze, dar să dai cutia cu comisiune prima. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc frumos. Mulțumim.